Miron Mitrea și-a recâștigat libertatea. Fostul ministru al transporturilor a fost închis timp de un an și două luni, iar de astăzi este eliberat în urma deciziei magistraților de la Tribunalul Constanța. Fostul ministru a solicitat până acum de două ori eliberarea condiționată, însă cererile sale au fost respinse de fiecare dată de instanță. În februarie 2015, acesta a fost condamnat definitiv la doi ani de închisoare cu executare. Mitre a fost găsit vinovat de luare de mită, urmând ca din 13 februarie să fie încarcerat la penitenciarul Poarta Albă. În cursul zilei de azi, Miron Mitre a fost eliberat condiționat din penitenciar, decizia magistraților fiind definitivă.